Salutare prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip, un replay pe World of Tank în care am jucat cu E4 alături de Laser care a jucat cu Manticore și de Panda care a jucat cu 705A. În acest match eu vânam al doilea mark pe E4. De câteva zile mă chinuiam pe acolo, urcam cu statistica undeva la 84, 64, 83 și înapoi până la 80. Deci am făcut circuitul ăsta în jur de vreo, cred că o săptămână. Astăzi am prins un match frumos aici pe Cliff. Am avut nevoie de Laser să joace cu Like-To pentru a-mi face spot, să pot să dau cât mai mult damage. Iar pe Panda, în caz de aveam nevoie de un suport pe Heavy, ca să poată să intre să încaseze el shot-uri mai mult. Pentru match-ul ăsta pe E4, dacă vă întrebați de echipamente, m-am dus pe clasice, ventilație, încărcător și țintire îmbunătățită. Și n-am folosit directive, am folosit rații. M-am așezat aici, în zona asta, unde de obicei te întâlnești cu ceva TD-uri, te întâlnești cu ceva heavy aici. Iar pe Laser l-am folosit să fie exact în fața mea aici pe spot. Un match de multe ori pe Cliff aici în zona asta, cum am jucat noi, aproape fără nimic pentru începutul meciului. Mai spre final așa încep să facă push aici. Se joacă foarte mult pe harta asta mijlocul, după cum vedeți și pe hartă, mid-ul e deja plin de tankuri acolo. Dar în schimb am avut și noi am avut aici tankuri și în felul ăsta am reușit să-mi depășesc eu recordul de damage, am ajuns să dau 10.000 damage și în felul ăsta am reușit să iau și al doilea mark pe E4, totodată cu Ace acolo, pentru că deja am depășisem norma. Și haideți să urmărim împreună acest match. Zic eu, un match frumos și un match care ar trebui să-l vadă și haterii, să-și mai limpezească acolo portofoliu, să mai fie la curent cu ce mai mănânc și ce mai fac pe aici. Aici un shot care nu l-am penetrat pe Jack Panzer. În felul ăsta, cum ne-am așezat aici, am folosit aceeași tactică, Laser să rămână aici pe boschet, în felul în care spota tot ce mișca aici în partea de jos a hărții, tot ce ieșa pe spot, eu trebuia să lovesc aici. Panda s-a urcat acolo sus cu 705A, un pic riscant pentru el acolo, dar măcar a ținut flancul de sus să nu avem surprize, să ne vină ceva de sus acolo. Deci ne-am făcut într-un triunghi al bermudelor aici, în care să putem face, eu cel puțin, să fac cât mai mult damage. Repet, pentru asta jucam, încercam să pun marcul 2, aveam nevoie să dau peste 3000 damage și în felul ăsta băieții se poziționau și se relocau acolo în funcție de cum puteau să-mi spoteze pentru a avea cât mai mult focus. Deja am aici 2000 damage. În continuare știam că avem tankuri aici, era un Jack Panzer aici, un FV care îl văd acum în bază și îl lovez la fix în momentul când încerca să relocheze. Destul de greu de luat, de jucat la marcuri, cel puțin la al doilea marc, în felul cum se joacă meciurile acum pe World of Tank, sunt destul de slăbuțe echipele. Vă recomand să jucați în Pluton, iar dacă vă jucați în Pluton, cred că Plutonul de astăzi poate să fie un mic tutorial pentru voi cam cum să jucați, să puteți face cât de cât ceva împreună, pentru că echipa de multe ori nu are cea mai bună poziționare pe hartă și n-ai nici cel mai mare suport din partea echipei. Atunci măcar Plutonul în care joci să fie ceva în care să poți să legi meciul. În continuare aici am reușit să dau jagul jos, Laser rămâne acolo pe spot, foarte atent pe partea de spot, ce este în față și ce nu este. Moment în care îmi dă semn să mă relochez în spatele lui, pentru că deja aveam 268 acolo, care deja înaintase prea mult, era la limita spotului lui Laser de a-l vedea și de aici bineînțeles încep să farmez 268. În același fel
Sunt atent și la el pentru că de destul de bine și încercam să mă feresc aici să nu încasez. Lovituri și să pot să dau cât mai mult damage. În continuare 268 încearcă acolo să facă pick-ul în așa fel încât eu să-i dau bounce. A ieșit foarte bine aici combinația. În felul ăsta el decide să iasă și să avanseze, deși ne cunoștea poziția noastră aici. Riscant totuși, intră până după piatră și se relochează acolo cu posibilitatea de a intra. Cred că de manticore nu știe aici, mai mult ca sigur. Și în felul ăsta încearcă să bată direct cu mine. Artileria pe fază aici, ambele artilerii îl focusează acolo. Se reîntoarce și încearcă la colțul pietrei să scoată nasul. În schimb, FV-ul urcă și el. L-am ratat aici, deși indicatorul de penetrare mi-a arătat verde acolo. 268 aici îmi dă o șenilă. Norocos la șenila asta lui, pentru că a folosit și hat. În continuare să-l țintesc acolo. Face aceeași combinație care a făcut-o și adineauri. Scoate numai partea din față. 268 are un ca un bot de rață, după cum vedeți acolo, în care dacă nu ești bine țintit asupra lui, poți să-și ia ricoșe. În momentul ăsta eu l-am pleznit acolo. Dă și el de data asta, mă prinde aici în plin. În continuare acolo FV-ul încearcă să prindă un shot, dar se retrage cât este spotat. Cu siguranță se retrage doar pentru a se reloca din nou, pentru a ieși din spot și apoi se relochează din nou. În sfârșit aici Foșbeu îl scoate afară pe 268. Iar, surpriză, FV-ul din nou a venit aici pe o colaborare la fix cu Lazar. El a dat shot-ul decisiv pentru FV-ul de a-l scoate. Și în momentul de față urcăm sus, încercăm să luăm partea de mijloc, unde mai erau deja tancuri. Mai sunt 4 tancuri în echipă. Manticore aici destul de periculos, pentru că Lazar era aproape la jumate HP, nu își permitea să primească damage doar pentru faptul că trebuia să rămână până la final să-mi facă în continuare spot. Urc aici și încerc să mă duc în partea unde s-a dus manticorele, mă duc să mă bat direct cu manticore, deși știam că aici sus mai este și ST2, moment în care este spotat de foș de pe partea cealaltă. Manticore încearcă să facă rocada după munte. În felul ăsta îmi lasă un culoar liber pentru ST2, care mă vede până la urmă, dar apuc să-i dau un shot, iar el îmi dă bounce. Îl folosește cumva, a vrut, cred că să-mi dea în corpul tankului. Tot aici încerc să mai mă focusez o dată pe el, să mai scot un shot. Poate că vi se pare că de multe ori am jucat foarte riscant în meciul ăsta. Da, într-adevăr, am jucat foarte agresiv, foarte riscant, pentru că altfel nu faci damage. Deja aici aveam 6500 damage, eram bine, dar încercam să scot maximul, adică să scot cât pot din meciul ăsta. Încă mai era posibil. În momentul ăsta mă întorc aici în spate, pentru că manticorul știam că venise aici la colț. Lazar era deja poziționat într-o zonă în care putea să spoteze ambele tancuri, atât manticorul cât și ST2-ul, la orice mișcare a lor. Și în momentul de față îl văd pe manticore aici și îl scot în momentul în care și artileria îmi dă un track aici. Foarte norocos și aici, atât din partea manticorului n-am primit shot, când nici de la arti nu mi-am luat damage. Iar STB-ul a năvălit pe artilerii. Lazar se duce acolo în față pentru a lua bush-ul. Eu m-am asigurat că ST2-ul nu iese pe noi, nu ne vede. Și în momentul ăsta mă duc direct pe STB. STB-ul încă nu mă vede, mi-a o poziție aici în care să pot să dau damage. Îl focusez și îl pedepsesc acolo grozav, 892. Mi-a dat și ricoșe aici. ST2-ul la fel îmi dă și el un ricoșe. Îmi dă iarăși a doilea șenilă.
și mă ține aici foarte, foarte norocos. RNG-ul a fost de partea mea, iau și Enil și de la STB. 8000 damage. Mă relochez aici după piatră, las STB-ul acolo și încerc să scot ST2-ul, pentru că el era mai periculos aici decât STB-ul. Îl lovesc o dată și îmi iau poziția aici după piatră, cât să nu mă poată lovi. Rămâne în continuare spotat de laser, rămâne încă sub focus și în felul ăsta încerc să dau și al doilea shot. Din nou track și în momentul de față laser face push-ul pe el, artileria îi dă acolo un shot, iar mie nu rămâne decât să-l scot. Ceea ce am și făcut, artileria inamică mă focusează și mă prinde în plin aici. 9100 până acum damage și mai rămânsese deja STB-ul și artileria. Ceea ce trebuia să fac în momentul de față era doar să scot STB-ul. STB-ul înaintase pe artilerie. Îl prind aici neatent, el focusat în continuare pe artilerie, îl scot și în momentul de față deja și marcul luasem, meciul era deja al nostru, deja sărbătoream victoria. În schimb, laser mi-a zis, bă, vino și mai dă damage, că mă duc să-ți botez acolo arti și o țin până vii să-i dai damage. În felul ăsta, artileria noastră a mai dat un foc acolo pe artilor, însă nu destul de mult damage cât să o scoată. Și așa îmi rămânea mie să dau shot-ul final. Totodată, dragi prieteni, dacă aveți și voi un replay bun, un replay în care să putem să arătăm și celorlalți un meci bun, meciurile astea pot să ne fie de folos unul celuilalt și așa mai departe, puteți să-mi trimiteți replay-ul pe adresa de e-mail pe care o găsiți în descrierea acestui clip și acolo puteți să-mi trimiteți replay-ul vostru. Dacă aveți și un screenshot de final, cu atât mai bine. Mulțumesc încă o dată lui Lazar și lui Panda. Toate cele bune!